am regăsit în ședința Consiliului Local din data de 21 octombrie 2021. Supun spre aprobare procesul verbal din data de 5 septembrie în cadrul ședinței ordinare. Cine este pentru? Mulțumesc. Avem pe ordinea de zi 15 proiecte, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Și domnul primar ne roagă să mai suplimentăm ordinea de zi cu un proiect de hotărâre. Dacă sunteți de acord, să suplimentăm cu un proiect pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc frumos. Intrăm în ședința ordinară cu proiectul ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârii Consiliului Local Burabăi numărul 98 din 30 septembrie 2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții extindere rețeaua apă potabilă în satul Burabăi, comuna Burabăi, județul Bacău, și a hotărârii Consiliului Local al Comunei Burabăi numărul 100 din 30 ianuarie 2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare infrastructură rutieră Comuna Burabăi, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini pentru obiectivul de investiții modernizare infrastructură în Comuna Burabăi, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini pentru obiectivul de investiții extindere rețea de alimentare cu apă în satul Burabăi, Comuna Burabăi. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini pentru obiectivul de investiții proiect integrat modernizare rețea de apă și înființare canalizare menajeră în Comuna Burabăi. 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții construire, teren, sport, școala gimnazială Temelia, sat Temelia, Comuna Burabăi. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări de amenajări în mormânt de război și construire operă comemorativă sub locotenentul Turcurică Gheorghe, sat Motocești, Comuna Burabăi. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări de sistematizare teren școala gimnazială Dumbrava, Comuna Burabăi. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări de amenajare interioară și exterioară, clădire post CAP, Comuna Burabăi, județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei din regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare la contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor sau tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare. 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Burabăi pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Comuna Burabăi și Consiliul Județean Bacău în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor imobile. 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Burabăi pentru anul 2021. Și proiect de hotărâre privind... privind aprobarea achiziționării unor servicii de închiriere, utilaje, operator în vederea executării unor lucrări de refacere, reparație, reamenajare, drum sătesc de 119 antronitemit, afectat de eroziunea râului Clotuș în timpul fenomenelor hidrometeorologice din intervalul iunie-iulie 2021. Și diverse. Începem cu proiect de hotărâre numărul 1, privind abrogarea hotărârii Consiliului Local de Burabăi, numărul 98 din 30 ianuarie, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, extindere rețea apă potabilă în satul Burabăi, Comuna Burabăi, județul Bacău, și a hotărârii Consiliului Local al Comunei Burabăi, numărul 100 din 30 septembrie, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare, infrastructură rutieră, Comuna Burabăi, județul Bacău. Domnul primar, aveți cuvântul. Doamna președinte, mulțumesc, onorat Consiliu, pentru operativitate și a scurtat timpul petrecut pe discuții lungi. Vă propun următorul
amendament, aș vrea să discutăm cumulat proiectele de hotărâre 1, 2, 3 și 4. Pentru a nu demersa timpul necesar, să vă explic punctual despre ce este vorba. Primul punct, primul proiect de hotărâre a apărut ca urmare a schimbării. După ce am dat hotărârea de Consiliul Local, imediat a doua zi s-a modificat chipul solicitantului, s-au modificat condițiile de depunere la Ministerul Dezvoltării pentru proiectul de hotărâre pe care le aprobasem anterior, cu justificarea că într-o hotărâre de Consiliul Local nu impui tu Ministerului ce sume să-ți dea. Nu. Consiliul Local aprobă depunerea cererii de finanțare, se aprobă devizul estimativ, dar factorul decident asupra sumelor pe care le vei primi este Ministerul Dezvoltării. Fapt pentru care, după cum vedeți, hotărârea de la punctul 2, 3 și 4 a suferit o modificare față de forma hotărârilor pe care le supunem aprobării, în esență e vorba despre același lucru, despre modernizarea infrastructurii rutiere, despre extinderea de rețea de alimentare cu apă, iar proiectul integrat modernizare rețea de apă și canalizare vorbește despre înființarea acelei resurse alternative de apă și, evident, înființarea canalizării pe raza comunei Duravăiei. Totodată, în lunea după ședința pe care am avut-o, s-a modificat și forma devizului general, fapt pentru care regăsiți o altă formă a devizelor, așa au cerut la Ministerul Dezvoltării, ne conformăm pentru a putea implementa și noi platforma pentru investițiile destinate dezvoltării comunităților locale. Pentru proiectul de hotărâre numărul 4, dacă ați citit puțin devizul general, vorbim de o sumă de 8 milioane de euro. E o sumă fabuloasă pentru o investiție fabuloasă, dar de care Comuna Gorabăi nu se poate lipsi. Și este evident că voi încerca să obțin finanțare și pe fonduri europene, nu doar pe programe guvernamentale. În mare despre asta e vorba la cele 4 proiecte de hotărâri. Am nevoie de hotărârile în forma pe care vi le-am propus, ca mâine să le încarc pe platforma Ministerul Dezvoltării pentru a intra la finanțare. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Sunteți de acord să discutăm un bloc de 4 proiecte? Da. Cine este pentru? Da. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, referitor la cele 4 proiecte, domnul Mihalcea, vă rugăm. Voi vota e clar, că nu le putem spune, este ok. Ce mă surprinde că și de pe celelalte două mandate ale mele, din ceilalți 8 ani și jumătate, tot am făcut tot felul de proiecte, prin PNL-le, prin acum, prin Angel Salim. Sumele sunt exorbitante, e clar, trebuie scopute, dar sunt sigur și experiența și părul îmi spune că noi visăm frumos. Sunt sume scurtosale, dacă nu la Comuna Gorabăi sunt sumele astea, la nivel de 3.180 ceva de comune în toată România, este clar că se ridică bugetul, cred că și al unui european în proprietate. Dar e bine să le facem, e bine să le dăm drumul. Dar în principiu o să nu uităm și să dăm drumul la cele care deja le avem finanțate. Extindere rețea capăta, celelalte 5 sate. Dumbrava, Emilia, Cortina, dar mă duce. Cam atât. Mulțumim. Alte înscrieri la cuvânt? Sunt puți spre aprobare proiectele 1, 2, 3 și 4. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 5 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții, construire, sport, școală gimnazială de Emilia, Sancta Emilia, Comuna Muravăi. Domnul primar, mulțumesc. Mulțumesc, doamna președintă. Stimați consilieri, ați observat că am început cu construirea terenului de sport la școala Temelie, așa cum am promis. Am intrat în administrație cu gândul de a nu mai lucra cu foștii colaboratori sau colaboratorii foștii administrații, în schimb, mizând pe faptul că proiectantul a realizat terenul de sport la școala Dubrava pentru operativitate și pentru a nu pierde timpul, am ales să colaborez tot cu dumnealui
și pentru acest teren de sport, gândindu-mă că deja are toate, toate lucrurile bine stabilite, era vorba doar de câteva valizări. Am discutat cu domnia sa despre cum vreau să arate terenul de sport la Temelia. Diferența o face că la Dubrava e 40x38, nu? Aici am dorit 40x40. Aici am dorit 24x40. Adică puțin mai mare, ca să nu se mai izbească copiii când plasa e de gard laterală, să aibă o toleranță să, unde să se retragă. Eu am zis, planșele au, când au ajuns, s-au arătat exact cum am spus eu, diferența a făcut o lista de cantități, că a fost copy-paste după terenul adumbrat. Între timp, am constatat faptul că la aleea de acces către terenul de sport, proiectantul mi-a trecut o lungime de 1,5 metri. Oricine cunoaște terenul la Temelia de jos de acolo, până sus sunt vreo 6 metri de alee. Și multe alte lucruri pe care le regăsiți în NCS-ul și în NR-ul pe care îl aveți la material de ședință, e vorba de rigolă inutilă și coroborat cu actualizarea prețului la fier, a apărut necesitatea de a actualiza indicatorii tehnico-economici cu suma de 22.000 de lei, aproape 22.000 de lei, cu tot cu TVA. Bani nu implică să rectificăm bugetul, pentru că i-am aprobat la începutul anului, iar constructorul a licitat sub acel preț. Deci nu mai am nevoie să mai duc bani de la capitol ca să suplimentez. Ci doar să îndrept eroarea pe care proiectantul a comis-o și să-mi țin cuvântul că nu vom colabora cu persoane care au lucrat cu post administrație. Mulțumim frumos. Să scrie la cuvânt. Domnul Mișan. Da, foarte bine că țineți de aproape, domn primar, dar și bine că l-ați făcut cum am vorbit și la început, un pic mai mare, ca să știți cum e la dumneavoastră, să izbesc copiii de gard. Noi n-am avut loc și la noi am fi păcat ca să nu facem așa cum trebuie și țineți aproape de să ajută tot perfect. Chiar copiii și mulți așteaptă să finalizăm. Da, un fapt dacă ați observați... Da, știu, am fost... cu zimiști, mai trec și eu pe acolo din când în când când am timp și chiar mucăverii. Așteptăm cu toții ca să termină tot mai repede. Cam atât. Bine că se lucrează. Alte scrie la cuvânt. Cine este pentru scrie la aprobare? Mulțumim frumos, împotrivă obținem. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții cu cele de amenajări, mormânt de război și construirea operativă sub locotenentul Turică Gheorghe, în satul Motocești, comuna Burabăi. Domnul primar. Mulțumesc, domnul președinte. Am spus de la bun început, de la începutul mandatului, că e bine să ne... nu știu, să ne răsplătim, să ne recunoaștem eroi. Am depus eforturi în sensul în care am discutat. Avem astăzi un mic proiect, pentru că așa cer cei de la Cultul Eroilor, în vederea obținerilor avizilor necesare. Locul unde eroul Turturică Gheorghe din satul Motocești, de altfel singurul consemnat de istoria României ca aparținător al comunii Burabăi, își va dormi somnul de veci pe meleagurile natale. Aveți indicatorii tehnico-economici, un deviz în spate de 22.000 ceva de lei. Nu e o sumă mare. La ea se vor adăuga, evident, costurile de desfumare, transport, înfumare, avize. Și când vorbesc de desfumare și înfumare, aceasta va fi făcută conform normelor creștinești. Nu cred că putem să ne cramburăm de o sumă de acest nivel. În schimb, ulterior, consider că ne putem mândri cu faptul că am adus acasă singurul eroc consemnat în cărțile istorice. Mulțumesc! Aveți scrie la cuvânt? Devea că procurătorii s-a lasă. Aveți scrie la cuvânt? Domnul Mihai. Este foarte bine, foarte bună inițiativa, cu mențiunea că le-am grijă să cerem acordul familiei, a urmașilor, că să ne avem o contradicție cu, poate ei nu vor să-l aducă de acolo. Știu sigur că la Bătrășcani, când am pus în o plată
de inox a viției de la Urte, de la Ungurești, cât pe ce se ne dea mea. Deci trebuie să obțipate formalitățile legale ca desumarea și toate aprobările, inclusiv la, din localitatea unde se mormântate o tuturică, inclusiv al familiei și al celor care au mai rămas. Mulțumim, alte înscrie la cuvânt. Cine este pentru? Oricum, asta trebuie acolo din nou. Împotrivă, abține. Mulțumim. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice. 7. Scuzați. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, lucrări de sistematizare, teren, școala gimnazială, Drava, Comuna Buracului, de Subator. Domnul primar. Mulțumesc, doamnă președinte. E tot ceea ce am discutat cu dumneavoastră anterior și încercăm să concretizăm în fapt. E vorba de consolidarea acelui mal de pământ de lângă terenul de sport de la școala Dumbrava, care delimitează cele două proprietăți, cea publică și cea privată. Trebuie făcut și acolo. Doar diferența între zidul de sprijin de la Dumbrava, de la Cămin și ce avem în față, e că a solicitat ca și consilier de Dumbrava ca și copiii de acolo să aibă niște pămâncuțe pe care să așeze, să privească din exteriorul terenului de sport, să nu mai stea pe unde apucă. Suma nu mi se pare mare, celălalt a fost 90.000, ăsta e 100.000. Dacă timpul se menține așa, vom demara procedura de licitație pentru a termina și această lucrare. Mulțumim. Înscrie la cuvânt. O întrebare, dacă nu vă spărați, domnul primar, sistematizare ce ar însemna, stimă, dar făcut teren ăla, malul de pământ, partea spre teren. Nu, spre proprietarul, e nație. Cu sănătatea privată. Spre coată lui făcut, n-am făcut acum, s-a aprobat 1 miliard. La Cămin, la Dumbrava? Aici la școală. Aici la școală. La școală. Da, scuzați-mă, e bine. Mulțumim. Am de înscris la cuvânt? Poate pot și eu. Domnul Tătăr. Și plasă deasupra terenului acolo, dacă... Cu mingea e o problemă. S-a bine protejat un pic, mă pideară că sunt bani. Și păcat. Și plasă deasupra să nu mi-a treacă mingea, că acolo e... Mulțumim. Am de înscris la cuvânt? Supun spre aprobare. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții, lucrări de amenajare interioară și exterioară a clădirii postului sediu CAP. Domnul primar. Da, bine rândul. Este vorba de clădirea de lângă dispensarul uman de la Gura Văii, care va intra într-o procedură de amenajare interioară și exterioară, atât cât timpul ne va permite, este un preț fără manoperă. Observați evoluția prețurilor din ultima perioadă. Nu am făcut nimic grandios acolo, doar o separare de camere, pur și simplu o placare cu rigips și izolație exterioară, niște grupuri sanitare amenajate, le-a amenajat pe fosa pentru a-l opera, a-l operaționa și pe acest spațiu. Lucrarea va fi făcută cu angajații compartimentului de servire și servicii. Deci nu va fi contratată o firmă. Vom achiziționa lotul de materiale, vom publica pe SICA lista de cantități fără valori, vom primi lotul de materiale, iar băieții, pe perioada mai rece, au ce face acolo. Nu trebuie poliția, nu? Mulțumim. Așa e intenția. Scrie la cuvânt? Am avut un buget, fără. Da, trebuie să aprob indicatorul. Scrie la cuvânt? Nu, eu eram votat, deja eram înainte. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumim. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei din regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare la contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, numărul 556 din 2006, pe 2006, din 21-11-2010. Domnul primar, aveți cuvântul. Doamna președinte, îmi rămâne să vă fac din nou o propunere pe care să o supuneți aprobării, să votăm în bloc proiectele 90 și 11, pentru că sunt legate de același lucru. Nu pentru un timp, Comuna Buracăi este membru al DIP. Intenția mea este să părăsim această asociație.
din motive foarte bine definite, pentru că am luat legătura cu un alt operator autorizat, care dorește să facă treaba la nivelul Comunii Bravului, iar noi nu mai avem timpul necesar, ca să zic așa, să așteptăm arhivul să-și rezolve problemele funcționale și financiare, de altfel, ca să se respecte ceea ce s-a hotărât prin 2014, dacă nu mă înșel, să onoreze contractul de legare acestui unii. Ceea ce aprobăm astăzi nu are niciun efect pe raza Comunei Buravâiei, nu afectează cu nimic populația de pe raza Comunei Buravâiei, pur și simplu ne exercităm dreptul de membru ANIM. Dacă doriți să votați, votați, dacă nu, nu. Deci proiectele 9 și 10 au legătură cu 11. Dacă proiectele 9 și 10 nu trec de hotărârea Consiliului Local, automat eu voi vota împotrivă la, în cadru ANIM. E o hotărâre dată în care eu mă supun deciziei Consiliului Local și voi vota exact cum votați dumneavoastră proiecte. Păi, le votăm în bloc? Dacă... Da, au legătură între ei. Domnul Mihai. Da, deci voi vota aceste proiecte. Pune următoarele întrebări la domnul primar. Noi, cu Adimu, știți că avem o tangență paralelă, s-a rezolvat problema Raja Adim, Consiliul Local Bravei. În legătură cu, știți că noi avem doi kilometri care vin conducă de la Cuțul până ne începăm, asta ar fi una, dar s-a rezolvat, acum sunteți acolo, ne trebuie și este bine. Cu ajutorul președintelui Consiliului Județean, am făcut de vreo 4-5 ore am convocat Consiliul Județean pentru situații de urgență, de rău problema asta. Asta e una, că vă dați seama că Felix Troienul renunță la așa de ușor raza la prețul de la apă, care ne de la Gura Băie, una. Și dacă avem avizul ANRSC pentru prețul la apă, pe care noi îl vrem la populație. Mulțumesc. Să mă dau răspunsul punctual. Domnul Felix Troienul nu mai este directorul Raja de 2 ani de zile, chiar 3. În caz că nu mai țineți minte, Raja Constanța are ca acționar majoritar Consiliul Județean Constanța de culoare galbenă din care dumneavoastră faceți parte. Directorul Raja este de la PNL, de vreo 3 ani de zile, repet. Comuna Gura Băiei nu a avut și nu are nicio problemă cu ADIP și nici cu Raja, doar că între timp s-au așezat în așa fel lucrurile ca operatorul de pe zona Măneștiului să negocieze discuțiile cu Comuna Gura Băiei în vederea primului serviciului. Despre asta este vorba. Automat, mergând la operatorul local, nu mai am niciun interes pentru ADIP. Atâta vreme când nu sunt prins la finanțare prin POIM pentru canalizare, cum sunt prins cealaltă comune, nu înțeleg de ce. Dumneavoastră știți mai bine ce s-a întâmplat înainte de... Am fost respinși la finanțare. Trebuia să fim și noi acolo lângă Cașin, lângă Bârsănești, un mare proiect de 500 de milioane de euro care se implementează pe raza județului Bacău. În timpul administrației Mihalcea am pierdut și șansa asta. Din păcate, trebuie să ne zbatem acum noi să găsim surse de finanțare pentru canalizare pe resurse proprii. Iar referitor la prețul pe care îl furnizăm populației, este același preț pe care l-ați practicat de când s-a înființat tot ceea ce înseamnă delegarea gestiunii de apă pe raza Comunei Gura Băiei. Nu am modificat prețurile anterioare, 6 lei. Mulțumim. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Nu, întrebarea asta, că am obținut și avizul ANRSC pentru prețul ăsta. Nu e o problemă. Asta e prețul, așa era și înainte. Nu e nimic legal, niciun secret, dar trebuie făcute toate actele și demersurile pentru avizul ANRSC. Bănuiesc că de timp, domnul Pață, nu știi nici pe timp ăla, se vor face actele ca să... O uitam și eu. Să-l avem. Da. Sunteți de acord să votăm proiectele 9, 10 și 11 în bloc? Cine este pentru? Acum, cine este pentru proiectele de hotărâre? Toți. Domnul Pantolodica, dumneavoastră. Abțineri împotrivă? Mulțumim frumos. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Comuna Gura Băiei și Consiliul Județean Bacău în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor. Domnul primar? Da, de cele 65 de buvele menajere pe care
ADIS-ul le-a solicitat Consiliul Județean Bacău, s-au făcut achiziția de pubele, urmează să le primim conform prevederilor legale pentru a le putea, am intrat putea intra în posesia lor, trebuie să emitem această hotărâre și ulterior să semnăm contractul de asociere între Primăria Bărăbărești și Consiliul Județean Bacău, să intrăm în posesia celor 65 de pubele pentru a le distribui populației. Punctul meu de vedere sunt insuficiente, ADIS-ul a făcut o statistică aparte față de ceea ce am cerut noi. Tocmai de aceea, în ședințele trecute, am aprobat achiziționarea de pubele menajere și pe buget local, pentru că cererea e dublă. Deci nu 65, mi-ar fi trebuit 130 de pubele. Dar bun și astea, până la urmă, nu mai plătim. Mulțumim, alte înscrieri la cuvânt? Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumim. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare destinației unor imobile. Domnul primar. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Proiectul de hotărâre face referire la cele trei imobile pe care conțin, după deja le deține pe raza Comunii Gurăvâi, vorba de Școala Capăta, Pătrășcan și Pădinata. În încercarea mea de a găsi surse de finanțare nerambursabile pentru a le moderniza, a le eficientiza energetic, ați auzit cu toții despre Programul Național de Creștere a Eficienței Energetice pentru clădirile publice, m-am lovit de o condiție de eligibilitate care este pusă pe seama destinației acestor clădiri. Ele figurează ca unități de învățământ. Ca să primești finanțarea pentru unitatea de învățământ, ea trebuie să fie funcțională. Ori știm foarte bine că de-a lungul timpului au dispărut pe rândul Școala Motocești, Continuata, Capăta și Pătrășca. Intenția mea este să le schimbăm destinația prin hotărâre de Consiliul Local. O să obțin, așa cum spune procedura, și avizul Ministerului Educației pentru schimbarea destinației în clădiri administrative. Ele deja vor intra pe buget local în mici lucrări de întreținere. De exemplu, la Școala Pătrășca și Capăta vom repara acoperișul prin care curge apă, ulterior pe rând câte o cameră împreună cu compartimentul de servicii și servicii va fi amenajată, iar până la obținerea sursei de finanțare la semnarea contractelor, acolo angajații primăriei Gurăvâi, o dată pe săptămână, se vor deplasa în vederea colectării taxelor și impozitelor direct la populație în satul respectiv. Angajații biroului agricol se vor deplasa acolo pentru a elibera diferențe de rol pentru schimbarea de buletin sau diverse alte activități. La fel și polițistul local pentru a primi diverse sesizări. Deci va fi o echipă din partea primăriei Gurăvâi care va ajunge direct în contact cu cetățeanul din satul respectiv. Este primul lucru pe care îl voi implementa și va fi realizat cu fonduri de la bugetul local. V-am spus câte o cameră va fi reabilitată în vederea intrării într-un contact mai bun cu cetățeanul pentru a-l scuti de drumuri și de plătit autobuz până la Gurăvâi. Încercăm să venim noi în întâmpinarea populației deja îmbătrânite, deja obosite, deja speriată și contrariată de ceea ce se întâmplă la nivel de țară. Ca să pot duce la îndeplinire acest proiect de hotărâre, am nevoie de votul dumneavoastră, ținând cont că vorbim de patrimoniu, este necesar votul a două treimi din consilierii aleși, adică majoritate calificată. Mulțumesc! Înscrieri la cuvânt. Mulțumim! O, doamnă, vreau un primar, că spus ce tot, abia se descongestionează de aici, nu mai vine atâta lume aici, nu mai este aglomerații. Omul vine dimineața, își plătește taxele, pleacă acasă. Asta e și scopul. Foarte bine. Mulțumim, alte înscrieri? Nu aș fi așa dimineața, bine. Cine este pentru? Toată lumea. Toată lumea. Împotriva, obținere, mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind executarea bugetului local al Comunei Gurăvâi pentru anul 2021. Domnul primar? Ați primit bani, dragul ea? 50 de mii de lei, n-ai știți? Care-i cuvernul? 2 miliarde. Vă rog, domnul. Domnul, să dată, nu mă provocați, vă
Dar am voie să dezolvim la urmă, care nu e votarea. Te rog să-mi spui la urmă. Prin hotărârea Guvernului 1881, fiecare cetățean din comuna Goravlăi a primit pentru bunăstare și dezvoltare suma de 10 lei. Înmulțit cu 5.000 de locuitori, am primit 50.000 de lei de la Guvernul României. O sumă extraordinar de mare. Chiar mereu m-am întrebat ce aș putea să fac cu suma asta. În condițiile care noi am primit de ea la 5.000, 6.000, așa, că 50.000 de 10 ori mai mult. În condițiile în care am cerut o sumă de 10 miliarde. Vechi, lei vechi, îmi cer scuze, mă exprim pe lei vechi. Au contează. Da. Înțeleg. M-au sprijinit. La abogarea bugetară, Consiliul Județean, îl sunt de 3 ori mai mult și ceva. La capitolul drumuri, pentru că acolo le la voi legea, nici ei nu au primit o sumă extraordinar de mare, dar dacă vă uitați pe alocarea bugetară pe rata județului Bacău, comuna Goravlăi ocupă primele locuri. Deci îl luam în Europa. Vă dați seama că mare parte din această sumă primită, conform codului 11.0205, cote din TVA pentru drumuri, trebuie cheltuită până la sfârșitul anului, pentru că în caz contract, dacă nu o cheltuim, ea se retrage. Fapt pentru care vreau să leg proiectul de hotărâre cu rectificare de buget, proiectul cu suplimentarea lunii de zi. Suma 171.065 lei o propun pentru realizarea proiectului numărul 15, cel cu contractarea de servicii de închiriere pentru reparația drumului Sătesc DJ-119 Andronic Emil. Am depus toate eforturile și le aveți la materialul de ședință. Le-am obținut toate avizele, toate autorizațiile și toate acordurile de la Apele Române pentru a putea face acest lucru. Cealaltă sume pe care vi le propun sunt pentru diverse activități și o să încep așa. Culturală. O să încep așa. V-am solicitat să-mi aprobați o sumă de 11.000 de lei pentru panouri fotovoltaice. Am discutat cu cetățenii din Motocești, chiar dacă sunt mai puțin la număr și sunt mai retrași așa. Din discuțiile și cu pădurarii de zonă și cu paznicul de vânătoare, mi s-a confirmat faptul că ar exista pe raza trupului Benea o colonie de lupi. Și oamenii din Motocești care fac macheta noaptea au început să se teamă. Fapt pentru care voi folosi 15 din aceste lămpi fotovoltaice pentru înființarea unui sistem de iluminat public ecologic, cu bază de țeapă metalică groasă, înaltă de 6 metri, care se asigură iluminat pe perioada nopții, pe perioada nopții. Am observat în deplasările pe care le fac pe raza comunei Goravlăi că stația de autobuz la Pătrășcani arată oribil, este ruptă toată, fapt pentru care v-am solicitat o sumă de 7.000 de lei pentru a achiziționa una exact cum am pus în stație de la Goravlăi și pentru administrație, eu m-am tot chinuit cu diverse imprimante, mai ieftine, ca să nu cheltuim, ca să nu fie probleme. În schimb, au început să apară planșele de color, au început să apară formatul A3, care se pretează și la divize, și la diverse planuri de situație. Iar imprimanta pe care o deține domnul Panțelu este extrem de veche și de greoaie, pentru că e pe bază de cerneală. Scoate o foaie în 3 ani. Am nevoie de un copiator modern, un copiator, cum ați văzut, la toate instituțiile statului, care să se miște repede, să scaneze repede. Numai eu știu cât mă chinui cu domnul Panțelu, când trebuie să vă scanez materialele și să le trimit pe e-mail, pentru că sunt voluminoase. Pe când un copiator performant, undeva în jurul a 10.000 de lei cu tot cu TVA, ar scuti toată primăria de problemele pe care le întâmpinăm la capitolul funcționalitate. Nu cred de amenajări de televizoare și exterioare, setul fost cea pe 60.000 de lei, avem aprobați, îi vom utiliza. Urmează să ne vină trupurile sanitare pe care le-am comandat pentru
Comuna Gura Băiei, pentru Primăria Gura Băiei, de altfel. Implicit pentru ele am nevoie de o fosă septică, vidanjabilă. E vreo 5.000 de lei, nu e mai mult, de vreo 5 tone. Pentru a dărâma și acele toalete ce aduc aminte de turci, din spatele Primăriei Gura Băiei, să le văd date dărâmate și pe alea, că stau în cap. Un sistem audio pentru primărie, pentru diversele evenimente. O să inaugurăm terenul de sport de la temelie. O să fie diverse activități cu acest transfer al eroului. Camilă Dumbrava, deci nu mă omis. Nu avem o stație de sonorizare care să permită invitațiilor să se adreseze cetățenilor din Comuna Gurava. Am spus 5.000 de lei, poate să fie mai puțin. Nu am putut încuie suma. Pentru poliția locală, polițistul local a început să tragă de fiare și un pic s-a cam mărit. Eu nu mă supăr pe chestia asta, că arată bine și e ambițios, dar are nevoie de un echipament adecvat. Celelalte sunt scurte, dar nu mai intru pe el, că am să tai. Cheltuieli materiale, 20.000 de lei, din care 15.000 de lei am pus organizarea evenimente culturale. Aici o să intre și transportul, și descumarea, și cele bisericești pe care preoții le știu. Noi numai ne vom asocia cu protoieria Onești, ei vor face cheltuielile și ne vor da factură pentru tot. Vedeți că e nevoie de o firmă specializată care să respecte manualul de strămutare a eroului de război, plus firmă de pompe funebre, plus un sicriu, plus tot ceea ce ține de un mare creștinească. Am primit o solicitare din partea unui cetățean din Comuna Gura Băiei care dorește să facă o troiță la pod la Gura Băiei. Dânsul mi-a spus că o face din banii lui. Unde l-a foarte frumos. Nu pot, dar și Consiliul Local, oricât de săraci am fi, oricât de, nu știu, năpăstuiți am fi, nu pot să lași un om care vrea să-ți facă o troiță numai, adică să simtă... De obicei, troițele se fac la intersecții, este tot în lume. Dorește să o facă acolo la intrare. Da. Pe domeniul public o să-i libera. Trei moși o să-i cancachi la aranjura. Haideți, domnul Tătaros. Da, vorbim mai lui. Dacă dăm și noi ceva, nu e. Eu zic că nu e un capăt de țară, să contribuim și noi cu 5.000 de lei. La cheltuieli de personal, vrem să dăm în luna decembrie concediile asistenților personale, vin și la ei sărbătorile, le dăm o dată cu salariu, monomarele ar fi luat în ianuarie, le dăm o dată în avans în decembrie, e o sumă mai mare de bani, e o cheltuială pe lini, le vin iară, nu cred că... și bugetul nu-i permite. Pentru faptul că nici anul ăsta nu vom organiza evenimente date și obiceiuri. De ce? Pandemie. Nu se poate. De nu se poate. Am considerat că banii pe care i-am cheltuit pentru aceste date și obiceiuri, plus 10.000 de lei, ajutoare în natură, cunoscut sub pachetul de bani. Prețurile au crescut și la diversele dulciuri pe care le cumpăram copiilor și nu aș vrea să ne prezentăm în fața copiilor de pe raza comunei cu un pachet mai mult bol, cu o pungă mai mare și cu lucruri mai puțin. Din nou, bugetul ne permite și cred că iarăși nu sărăcim. În mare parte, astea sunt cheltuielile pe care vi le propun pentru a le duce la bun sfârșit până la finalul anului. Nu cred că am omis nimic. Dacă mai sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumim. Îmi scrie la punct. Domnul Tătăr. Da, s-o luăm cu Dumnezeu, la Botrăcești. Vedeți-i și la Dumbrava, că nu mai vin porci și mistreți. Odată ce-i lucru, mănâncă pui de coază. Porci vin și nu mai sunt mistreți. O să înțeles, a face și una la Dumbrava, că acum n-am înțeles. Adică eu și miliose de domnul Mihal, ce a spus stații chiar în poartă. Am și o stație acolo, la mici nu faci o stație de-aia mondială. Când se strică mai tare. Alte idee. Mă rog să vă puneți bine cu vostră primară, nu? Nu, ați frumos, tot ce-i după aceea. Domnul Tușan, lăsați-mă să vorbească. Domnul Tușan, lăsați-mă să vorbească. Haideți să terminăm, domnul Tătăr. Nu,
Deci asta în fața școlii la Tenerife. În rest, poate orice și urmat. Deci acestea două care au rămas în forma veche, pe nu știu ce s-a făcut și mai... Apropo de bani la buget, nu știu, eu totuși susțin să alocați niște bani pentru viitor. Nu se știe anul ăsta dacă se face sau nu se face obiceiurile de iarnă, adică de sărbători, cai, căluțe și mai departe, dar pregătiți bani pentru o scenă afară. Cu, are loc toată lumea să vină, trece, pleacă, nu... Nu e legă, da, cel mai bun. Părerea mea, dispare acoperișul la fântâna asta de aici, să fundă cu și așa, nu-i folosit. Găsiți un spațiu unde Căiul, Soare, Ștefan, are toate, toate comunele de pe îndrinător, dar le îți faci... Da. Aș de înscrie la cuvânt? Tot eu sunt primar, dacă puneți stațiile astea, punem și camere la vedere la ei ca să nu se mai strece, să nu... Da. Asta, e păcat de el, atât banii la lucrăm să... Să strecă de... cu topul camere stare. Să mai reziste, 2-3 ani, nu o să descânce chiar într-o lună de zi. Domnul Hafari. La biserica de la Pătrășcani, punctul sanitar, toaleta din spate nu este finalizată. Se fac pomeni, înmormântări, hramuri, iar o toaletă corespunzătoare nu există. E doar un veciu din acela turcesc făcut din lemn. În fundul cimitirului vin diferiți preoți, diferiți invitați și cred că în 5.000 de lei, dacă s-ar putea, ar fi bine primit. Înțeleg că propuneți amendarea proiectului buget? Da. Supuneți la vot. Sunteți de acord cu amendamentul domnului Afoare de suplimentare 5.000 de lei la rectificarea bugetului? Biserica Pătrășcani? Biserica Pătrășcani, unde este pedagogul? Dacă se poate executa, nu o să dă, dacă nu o să ia, nu are nevoie. Dacă nu se ia, nu o să ia. O să iau cuvântul un pic? Da. S-au mai dat niște bani la începutul pentru biserici. S-au terminat. Putea din banii aia foarte bine să facă un sanitar, să-și plătească și lumina. Dacă nu, cei care dorim biserici, indiferent de treabă, și preotul este un bravă, dar nu să stai să administreze, să facă un WC. Dar nu, hai să trecem în... Nu discutăm de un WC din acela clasic făcut din trei scânduri cu un acoperiș de sat. Nu o să mai practic doar. Da, face. Dacă vreau să fac, vreau să fac eu. Domnul primar, haideți. Deci, când funiți cu atâta patos că s-au mai dat bani, am dat de 5.000 de lei. Uitați-vă la prețul materialelor. Am dat 5.000 de lei la fiecare biserică. Să nu se înțeleagă că am dat 500 de milioane. Așa o sunat în urechea mea. Au fost 5.000 de lei la fiecare biserică. La Pătrășcan cred că se derulează și casa mortoară, dacă nu mă știu. Ne-am asociat cu protocolul de finanțare pe casa mortoară, 5.000 de lei. Acum, bugetul îmi permite, vă spun și de unde iau, puteți să menționați procesul verbal de ședință, iau de la captura administrației, îi duc la culte, 5.000 de lei, nici nu stăm, nici nu sărăcim, ideea este, vă spun domnul Tătaru, să-l vedem făcut până la sfârșitul... Da, nu, până la sfârșitul... Da, răspunsul e cu timp de bun. E cu un mic proiectă, ca așa să faci. Asta e frumos. Oricare se duce și vieță, nu-i duc, e tot ce am făcut. Haideți să-l ascultăm, domnul Iulian. Anul trecut, da, până după iar, pentru că am oferit suma de 20.000 de lei pentru parohia din Bucurea. Adică să nu discriminăm acum și să arătăm că suntem solidari cu multele și că îi susținem în ceea ce vor ei să facă. Este bine pentru toată comuna, este bine doar pentru cineva anume. Așa să-i arătăm cu toții și să aducă la bun sfârșit proiectul. Domnul Andrei. Apropo de grupul sanitar, cam toate bisericile n-au grup sanitar. Exact. Toate sunt făcute din câte apostoli, toate sunt făcute din scâmbură, drept, cum s-a făcut. La Dumbrava, la Dumbrava, la Dumbrava, la Dumbrava. La Dumbrava este la Dumbrava, este betonat, la Biserica Mare, la Capel.
Unii nu mi-ar pus un dar. Ar trebui văzut. Sunt toalete Stas. Grupul sanitar Stas, care se pot cumpăra și adapta la orice, pentru vitanșare, la orice fosă cumpărată. Ar trebui văzut, nu cred că costă o avere, ar trebui văzut cât costă una și atunci capăta care nu are acolo, în Dumbrava, păltinata care nu are, are tocmai în spate acolo, făcut de chiar. De aceeași poveste, ca și la acolo. Deci, nu, ar trebui văzut, pus cineva să... La, nu știu. E de pe altă viară. Putem să ne rezolvăm acum situația pentru domnul afară venit? Deci, dăm cei așa, dar... Domnul primar să iau. Trebuie libertar, dar și cu asta s-a scăpat pentru... Da, 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 să pună spre aprobare propunerea domnului Afloare, dacă sunteți... O simplă întrebare, sunt de aprobă domnul Afloare? Da, sunteți domnul Afloare. Dar n-am mi-a zis la tine, ce mi-a domnul Tătar, vă rog frumos, nu mai vorbiți. Dați-l afară, deci, foarte bine, cum s-au montat chiar și toaletele alea prin oraș, ați văzut. Ar trebui două la fiecare. Una de bărbat, una de femeie, nu cred că ar costa cine știe. Și exact, foarte bine, zis domnul Afloare, dar chiar și la temeria și Văltina ta. E aceeași poveste. Și curățenie ce mi face? Cine face? Da,15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de închiriere utilaje ca cu operator în vederea executării unor lucrări de refacere drum sătesc de J119 Andronică Mica, afectat de eroziunea râului Trotuș. Domnul primar, ne-ați spus mai mult. Am spus și în proiectul de buget. Dacă țineți minte discuții din ședințele anterioare, domnul Mihalcea urgenta această lucrare, a spus să mai așteptăm puțin când cei largi românii ce vor face. Au făcut ceva, că știți că n-au stat degeaba, au cadastrat albia. E semn că urmează să facă ceva, doresc să-și întabuleze proprietatea, ne-au cerut de la primărie să le dăm certificat fiscal, urmează un proiect, dacă ați urmărit, domnul deputat Bonar, a interpelat ministrul mediului referitor exact la această problemă, doar că odată cu picarea guvernului nu mai e cine interpela, adică până se pune altul, până își dă seama la un toalet, dar o să treacă ceva timp. Vremea ne permite, dacă v-ați uitat pe prognoză, este favorabil, debitul este scăzut și mă țin de cuvânt, e luna octombrie, așa am spus atunci, ca să așteptăm luna octombrie, să refacem această porțiune de drum prin decolmatarea albiei. Am obținut, ați văzut, am atașat adresa celor de la Apele Române, am obținut și acceptul lor, am obținut și acceptul Serviciului Public Județean de Drumuri, pentru că este în preajma podului de pe DG9 și a fost doamna director aici. Nu se pune problema de a nu ne lăsa să intervenim. Vom închiria un excavator de capacitate mare, cu cupă de 1,3 metri cubi, 2-3 basculante pentru călat și utilajele noastre care vor da suportul. Cu o singură mențiune, produsul balastier bun îl păstrez pentru mine. Pentru mine, pentru comuna Bravăie. Și restul la Podobeni. Și cei rău, începem să umplim Gaburaba de la Podobeni. Gaburaba, este Oana. Și ăla e bun. Unde? De la tatăl domnului Vasilie până Oana, la Boșrată, cum era, Cosacherată. Da, dar la început domnul nici primar. Unde este nevoie? Da. Unde este nevoie? Produsul balastier, deci calitativ pe care îl vedeți, o să-l reținem în vederea concasării. Așa scrie, dacă vă dați scrie și în adresa respectivă, că se va folosi prin baltă, nu va fi folosit pentru obiective economice și alte tipuri de lucrări. Deci o să facem și acest drum, produs balastier este suficient, zic eu că o să reușim ceea ce ne propunem. Mulțumim, îmi scrie la cuvânt. Domnul Mihal. Vreau chiar să vă felicit public pentru o proiectă de hotărâre. Chiar dacă nu spunea domnul Mihal, chiar aveam de gând să
ridică această problemă, apa a scăzut, debitul domnului Filicuț, se poate lucra în bună regulă. Și am rugămintea la toți consilienii, și domnul primar, domnul viceprimar, iar domnul consilul l-a rugat să consemneze, să continuăm până anihilăm toate insulele. Deci nu ne lăsăm. De ce? Că veți păți la fel ca mine. Ne ia apa, mai fac ăștia poezii, că podul de pară și s-a dus. Facem, mutăm insula și în paralel să facem solicitări. Pentru poim, proiectul european, de 1000 de metri de gabioane. Că ai pus și morți, nu mai pus și gabioane. Din 2012. Acest proiect funcționează, deci se derulează, da? De la Ghimeș-Palanca spre noi. A ajuns abia pe la Asău, a trecut de Asău, cred că pe la Târgoviște, să mai exerce ceva lucrări din Poieni. Noi suntem la axa, deci pe axa 5, la obiectul 11 și suntem în colaborare cu Onești. Trebuie să luați legătura un pic și cu domnul primar Neghină, bănuiesc că și dânsul are ceva de făcut la podul de la Onești, aval de pod, a monte de pod, ca acel proiect. Odată început, mutată insula, să și punem gabioane. Ca minte, ia, ne ia apa acele de, materiale care noi le facem din alte ani. Deci, odată, desfășat. Mulțumim. Altă scrie la cuvânt. Mulțumim frumos. Spun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 16, diverse. Domnul primar, aveți cuvântul. O să încep prin a vă adresa un apel și, în general, consilierilor din satul Dumbrav. Săptămâna aceasta am înlocuit centrala termică din dispensar pentru a oferi căldură. Suma s-a ridicat la 6.300 lei fără manoperă, centrală plus chestiile necesare. Elementele de încătură. Tot ceea ce ține de supape, pompuri de recirculare pentru că nu mai funcționa. Munca a fost voluntară. Am discutat cu doamna doctor. După ce ne-am străduit și ne-am dat peste cap ca să aducem doctor în Dumbrava, am întrebat-o câte persoane s-au înscris. Pentru că și la ziua eroilor am fost apostrofat că nu este medic în Dumbrava. Am adus medic în Dumbrava. Știți câte persoane s-au înscris la doamna doctor de când a început să preia satul Dumbrava? I-au mai plecat doi. Doamna doctor, dacă continuăm așa, se va retrage. Deci nu s-a scris nimeni. Doamna doctor, dacă în următoarele săptămâni nu se înscrie nimeni din Dumbrava pe lista ei, pleacă. Pentru că doamna ăsta n-ar vrea să-mi cumpăr de mii pe iarnă, să dau 30 de milioane, să stau aici să joc cărți cu asistentă. Deci am făcut eforturi și mari supraomenești pentru a repune în circuit dispensarul Dumbrava. Dacă oamenii din Dumbrava și caută de altfel nu vor să profite de ocazie, știți că ocazia pleacă ca trenul din gara. Pentru că nu are rost, doamna, să se poată. Condiția era ca pe măsură ce-i cresc numărul de pacienți din Dumbrava să renunți în partea cealaltă. Nu renunți banii. Ori să renunți la cât s-a acolo, mii, apar n-am cât să la nimic, pentru nimic, s-ar putea să pierdem în favoarea satului respectiv, fără să-i dăm nimic, atunci nu despre nimic. Cred că au rămas foarte puțin asigurați. Asigurați salariații și copiii care... Nu am o explicație să-mi spună cineva că nu i-a crescut cu 1, cu 2, cu 3, cu 4 și se spune că i-au plecat 2. Dar mulți din Dumbrava nu erau pe voi. Probabil nu știu cum să deschid Dumbrava la Dumbrava. Știu, pentru că eu anunțat sunt o... Deci mai anunțat și voi. Mai întâlnit. Rugămintea mea, domnul Tătaru, doamna Ionache și la școală și așa. Am făcut efortul și a tot mai am investit o sumă de bani. Să o facem funcțional. Să predă dispensarul circuitului normal, pentru oameni. Să discutim din aveta la oameni și așa. E păcat, este păcat să pierdem ocazia, că alta vă spun cum mai găsim. Asta e primul lucru la care vă rog să luați, nu știu, să încercați să convingeți oamenii. Eu să încerc să-i conving și o să măsură ce ajung acolo. Programul se va intensifica de lucru, de obicei doamna merge joi. Pe măsură ce numărul de pacienții crește, ea va intensifica programul acolo. Dar când nu vine nimeni, la ce să mai pun două zile pe săptămână, când am fost cu nimeni înainte.
Bun. Așa cum ați văzut. Și doamna, un afiș acolo, chiar a dispensat programul. Măi, deci unul la deal, la mare, vede programul, chiar dacă nu-i la ușă, dar doar acolo, din poarta, din intrare. O să încercăm să mai medializăm, să mai medializăm. Da, da, normal. Dar rugămintea mea este, știți că vorba din... Normal, să duce. Vorba altfel să duce. La biserică o să vorbesc cu părintele, să spun duminică. Vorbesc cu preotea, să avem multe populare, da. Așa. Da. Afirmării declarațiile președintelui României, ne bucuram că reușisem să implementăm pentru prima oară programul de masă pentru copii, începând de luni, două săptămâni, copiii intră în vacanță, conform legislației în vigoare și contractului de furnizare, pe perioada în care nu sunt copii la școală, nu se livrează acel sandwich. Să știți că pentru mulți copii era singura masă pe zi. Îmi pare nespus de rău că totul se răspânge asupra copiilor. Dar nu te aduce acasă? Nu am nevoie. M-ați întrebat de căminul Dumbrava, suntem în procedură de contractare a doi experți, unul pentru instalații termice și unul pentru termice sanitare și unul pentru electrice, în vederea întocmirii restului de executat. La ședința de luna decembrie, vă promit că veți avea sumele necesare pe care le trebuie să le bugetăm anul viitor, în vederea terminării căminului de la Dumbrava. V-am spus despre grădinițe. O altă problemă. În urma unui control la Direcția Agricolă, prin intermediul OSPA Bacău, ne-a fost adus la cunoștință faptul că în anul 2020 pășunile au fost concesionate ilegal. S-au concesionat pășuni fără a avea amenajamente pastorale. Drept consecință, vă rog să le comunicați celor pe care îi cunoașteți că anul viitor vor fi reziliate contractele de pășuni. Se va întocmi între timp amenajamentul pastoral prin fonduri europene de către cei de la OSPA Bacău, care deja vin regulat pe raza comunii, iau probe de sol, trebuie să facem niște relevei asupra fiecărei pășuni în parte, să vedem ce cantitate de masă verde produce, ce calitate de masă verde produce și nu vor mai fi concesionate cu 30 de hectare. Vor fi concesionate de la 2.800.000 în sus. Deci este... Este un lucru pe care vă rog să-l comunicați celor pe care îi cunoașteți. Nu o fac din răutate. Pur și simplu, asta ni s-a spus, asta execută. Tata capre nu a avut și trebuie mă putut. Am vedere că ne-am găs concesionier. Având în vedere că s-au... Să zicem că s-au definitivat cât de cât ghidurile de finanțare și sunt în dezbatere publică, așa cum am promis și în campanie, am demarat procedura de angajare a unui consilier pe fonduri europene cu o condiție de vechime de minim 7 ani, cu un portofoliu în spate, să ne arate că a atras ceva fonduri la viața lui, știe despre ce e vorba, pe care concursul va avea loc în luna decembrie, pentru a accesa toate fondurile europene pe care guvernanții o să le propună și la noi, la care noi ne încadrăm. Mi-ați spus că în fața primăriei e bine să facem o scenă. Eu gândesc puțin mai departe. Am citit ghidul Nemipor 2021-2027, se vor da banii europeni pentru înființare zone de promenadă și spații verzi. Iar acest lucru include și o scenă de mai bine publică, pe care o să o avem în vedere la acel proiect. În rest, ați văzut băieții lucrând, nu cred că i-ați văzut stând, intervenim pe unde putem, când vremea ne permite defrișăm, când facem drumuri, altă dată facem stații și facem stații frumoase. Îmi cer scuze celor care sunteți mai ecologici, că am asamnat lacul de broaște de aici, din stânga, unde era stația de autobuz. Îmi place să aud că n-a fost niciodată așa. Băieții mei au muncit. Sunt convins că toți știți că îi plătesc ca necalificați. Fiecare ridică maxim 2.000 de lei în mână. Și fac muncă de... nu de calificat. De super calificat. Și ce vedeți în urma lor, să știți că se cunoaște. A apărut rigola aceea betonată, cu capace care permite decolmatarea oricând a acelui canal. Vom continua cu rigola până mai încolo ca să facem și preluarea, să nu rămână doar pe curbă. Și treptat, treptat, o să înlocuim, în planul meu, să înlocuim toate stațiile de autobuz cu tipul ăsta de stație, care este mult mai modern, mult mai frumos și mult mai, nu știu, mai atractiv ochiului.
În Băltinata și Capăta și Pătrășcani am început decopertarea terenurilor pentru montarea locurilor de joacă. Băieții asta vor face în perioada următoare și sperăm să le vedem gata până la sfârșitul lunii noiembrie, zic eu, pentru că ele necesită montare în beton și e nevoie de ca să se usuce. Încercăm să ne ținem de toate promisiunile pe care le-am făcut. Încercăm să diversificăm activitatea, să nu facem doar un singur lucru. Intenționăm, dacă vremea ține, să deformatăm toate șanțurile din Dumbrava. Pentru că am văzut o mare parte sunt înfundate, de la ieșirea de Rădoaia până în partea de ieșire pe dealul Oanei. Sunt lucrări pe care le cunoaștem, le aduc la cunoștință consilierii noștri, le aduc la cunoștință dumneavoastră și încercăm să le ducem la îndeplinire așa cum timpul ne permite, cât puterea fizică a compartimentului de servicii și servicii ne permite. Și încă o dată trebuie să mulțumesc domnului Tătaru pentru sfatul pe care mi l-a dat de a angaja băieți mai mulți în teren și mai puțin la birou. Așa, să nu spun mii, de când doile la soare, unul la umbră. Ie decât s-o duce de unul la umbră. Mulțumim, domnul primar. Domnul vicelimar? Domnul Reușteam? Domnul Bișan? Într-o zi m-am întâlnit cu vreo doi oameni, nu știu, poate știi mai bine de prin coordinată, zicea că se făcuse terenul ăla de foc. A început să dispară de acolo și cât dat, că mai au mai rămas porțile. Dacă știi ceva. Porțile și trăiții. Nu, poate tu știi mai bine. Da, porțile și trăiții mai sunt de. Deci nu mai plasă, nu mai țeam, nu mai nimic. Au dispărut, nu știu, parată, adică nu cu intermitări de la cartea, dar chiar am zis vreo doi oameni, după aceea cum dispare de acolo totul, nu știu ce. De fost, da? Da. Cam atât. Mulțumim. Domnul Gama? Doamna Gurlan? Nu. Domnul Mihalcea? Da, două mici probleme, scuze de rugoare. Odată că este pentru DIC, l-am mătoșești. Dacă a fost era în stadiu avansat, s-a făcut expertiz, s-a făcut, nu s-a făcut, se mai continuă, se e de ăla. Adică e bine că punem și trecem poate morul ăsta de capăt acesta și școlii care sunt închise, dar să nu lăsăm motocicli, că e posibil să se strice, să ceapă, să pune de acolo motocicli odată. Și dacă nu cer prea mult, v-aș lua măcar la două ședințe așa, în ce stadiu ne aflăm prin CNI cu cei 3,8 km, acolo în stadiu avansat, cu trecuse de CT-uri, toate atunci la Ministerul de Dezvoltare, și cu firma care trebuie să înceapă, că era vorba că s-a stabilit firma, care să înceapă alimentare cu apă cele 5 sate. Am înțeles. Vă dau, doamne și de casă, doar răspunsul cu răzut. Iar cu amenajamentul pastoral, vă rog, încă de bază, domnul Gabi, sigur este făcut. Doar dacă trebuie reactualizat. Nu trebuiau respectat niște pași. Deci da, ce zis? Până să obțin legătură. Păi da, dar ei astea au un nedrept. În fața ochilor mei am văzut acel amenajament. E posibil chiar domnul Bodron să-l fi făcut, să știți. Nu s-au făcut. Vedem, în sfârșit, eu... Asta o soluție. Deci asta e un inconvenient, nu se va răstrânge asupra nimănui ca idei, dar contractul după șunii pot fi reziliate. Asta ne obligă Direcția Agricolă. Și o să reluăm procedura de licitație publică, doar că valoarea amenajamentului a pășunii respective ne dă OSPA. Valoarea de concesiuni, de unii pleacă concesiuni, nu mai facem un evaluator sau... Ați înțeles? Deci în urma unor studii de sol, asta se face, dacă ați văzut o mașină pe acolo 30 SPA pe raza în MCV-ul prin toată comuna, e asta fac. Iau 11, 12, 13, 14 probe de sol din diferite trupuri. Îmi trimite la analiză, vede cât e fertil, așa, nouă ne s-a impus ca pe suprafață de 4x4, să facem niște releve, vedem cât masă verde crește, cât kilograme are, adică sunt niște proceduri. Astea toate coroborate vor sta la baza emiterea amenajamentului pastoral și vom ști. Trupul Barna. Preț de pornire a licitației, 280 de lei. Trupul cu tare, mai fertil, 320 de lei. Ăla e mai puțin fertil, 220 de lei. Înțelegeți cu ce e vorba? Deci nu-i nimic. Wow, un inconvenient, o să reluăm procedura. Evident că dacă o să aduc expert la cărând la Dumbrava pe sanitare, termice și electrice, o să fac și expertiza la motocești, pentru că nu sunt din principiu nici să dărâm și nici să lasă să strici. Va fi făcută și finalizată și acea clădire, mai ales că numai să le-am anticipat. Eu, că la Dumbrava, acolo încă, și acum mi-aduc aminte cu regret, așa că încă n-am găsit
era, nu mai dau nume, proiectant care să definitiveze proiectul de instalații electrice pe camere de luat vedere și tot ce înseamnă acolo. Trebuie accelerat și trebuie. Spus, deci nici până acum n-am intrat în posesia cărții tehnice la zi. Tot mă chinui prin judecată, cu DMC-ul. La urmă scoatem la capăt. Este o promisiune a mea față de Dumbrăvești și că vreau la fi funcțional. Ceea ce fac în școala Capta, Părnata și Pătrășcani cu o cameră, voi face exact și în Dumbrava. Oameni din primărie se vor deplasa o dată de ori pe săptămână și vor veni spre jucătoria din Dumbrava. Chiar dacă el nu va fi folosit ce timp ca și cămin cultural. Nu vă mai spun că în decembrie GALU scoate o linie de finanțare de dotări de 30.000 de euro. Voi depune proiect pentru dotare cămin cultural Dumbrava, cu ceea ce trebuie. Mese, scaune, proiect. Deci nu vă gândiți că las ceva în paragină sau cam eu antipatie. Doamne ferește, de exemplu, clădiri publice sau cheltui bani publici pe ele vor intra în patrimoniu cu un proces de luat de recepție finală. Nu, asta să nu gândească la cineva. La cine e? La cine e? Am predat amplasamentul, ori urma să se emită ordine din ce vrea lucrărilor, dar a căzut guvernul. Iar. Și când a căzut guvernul, mergem împreună, dacă vreți, la cine e, director nu, subdirector nu, adjunct nu, economic nu, așa un angajat care să dea o țigară găsește, dacă vreți. Alimentare cu apă, suntem pe 21. V-am spus că la sfârșitul lunii octombrie știm firma care este dată câștigătoare. Suntem în procedură de evaluare, s-au citit deja ofertele, s-au făcut evaluările tehnice și suntem în procedură de evaluări financiare. Evaluarea ofertelor financiare. În clipa în care am firma sau asocierea câștigătoare, fiți convins că vă voi anunța. Se încadrează unul în 6 luni de exercitare? Mulți constructori repede mi-au spus că nu sunt chiar sănătos. Dar mă obișnuiesc cu asta. Dar odată ce s-au prins 5 constructori, înseamnă că au conștientizat că poate totuși au un tram de realitate. Pentru că toți care au venit pe raza comunii mi-au spus, domnul primar, dar nu e o lucrare. Că au venit la vizită în teren. Și au văzut hârtie? Și odată ce s-au prins 5 ofertanți, înseamnă că au considerat termenul de 6 luni de execuție realist. Simplu, nu? Mulțumim, domnul Tătaru. Domnul Hoațăru. Da, pentru că ați făcut pe noi alea, aici mă este toamnă, mă niște o la mai. E de numai de putere. Ia zi-te acum, te rog. N-am fost. Am profitat de o lucrare lăsată de domnul Mihal, cea alimentarea cu apă. Aia chiar era pericol. Și am găsit în curtea școlii Păltinata un capat la un cămin de vizitare care se închide foarte, foarte frumos. A fost băieții mei la oameni așa, cine vrea să scoată apă fără a intra pericol, îți face frumos capacul ăla de vizitare. Da, să scau copiii de acolo așa. Apa, închide înapoi frumos și e rezolvat cu aia. Foarte bine. Nu s-a luat de mandră. Domnul Lambăti. Pentru anul viitor, n-ar fi rău să primiți un buget, un camion. Chiar dacă râdeți. Da, e mult. Dar de ce n-am lăsat domnul spațiu? De ce nu mă lăsat? Da. Gândiți-vă să treci la un consum de la 70 de litri de motorină la un 25-30 cât consumă acum un camion. Dacă luați în leasing, în 5 ani zile îți plătești mai bine diferența de motorină. Atât am. Vă pun întrebare. Suntem aici. Eu nu aștept nici nu știu cum am. Sunt consilierii locali de acord când votez o hotărâre prin care aprobă cumpărarea unui camion utilaj, cum este, da, în leasing? Haideți să vă spun de ce suma unui camion bun. Da. 100.000 de euro. Da. Doctor. Da. Dacă Consiliul Local îmi spune că... Da, domnule. Și așa, mă bascoară de studiu chiar la Renault. Unul își permite să dea așa pe... S-a stricat în pompa de AdBlue, trebuie să-i refac circuitul, consumă de rupi, nu mai trage, nu știu, o fost acolo, de maimuțe, trebuie... Scăpați de parcurie și știți discuția de înainte. Dacă v-am spus Consiliul Local astăzi, în reunit, când dă, nu trebuie să-mi dea un vot. Suntem oameni din cuvânt, spune că votează. Nu, eu votez cu două. La chestionarea unui cap. La ședința următoare,
La ședința următoare de noiembrie, eu vin cu proiectul de hotărâre. Dacă ne permitem și avem bani și prin cadrăm, de ce? Dar nu luați acasă, nu le-a nimeni acasă. Fără nimeni e bun. Dacă ne permitem, avem bani, avem să plătim leasing, ce de se dă bani. Mașina care consumă 20 de lei la stat, față de unul care consumă 5. Hai să puțin roșii. Motorina lui s-a dus cu prețul și se va mai duce. Vreau să vă mai spun o chestie, ceea ce am văzut pe mine 4-5 puncte de la proiectul de hotărâre. Nu știu ce, eu vreau să greșesc. Deci eu vreau să greșesc. Dar cred că în aprilie mai vădăm din nou același. Totul este o actualizare aici. Nu vă contrazic aici. De, după cum a luat-o prețul, după ce urmează. Mulțumim. Doamna Bucur. Domnul Vasile, doamnă. Da, să vă mai trebuie, doamnă, considerați că, acum dumneavoastră aveți o vizibilitate mai bună acolo, considerați că ar fi util să montezi o stație de autobuz și de acolo de unde pleacă oamenii din fața... Dar cum sunt? Dumneavoastră, sunt oameni care stau, sunt, așteaptă autobuzul? Sunt și stau pe terasă. Pentru că... Mai ies în stradă să vadă... Mare drag, aș vrea să nu lasă să nu stea în ploaie. Acolo pot stație. Dacă mai încep cu răstrâi, într-o parte în alta, eu sunt dispus să fac și această lucru. Este la dispensară o stație acolo, pe sigur. Unde? Unde? Nu e dispensară. Păi da, dar au stație, nu au stație. Păi nu, dar au stație, dar e bine. Tot pe partea lui... Tot pe partea aceea lui Zahraia, tot pe partea aia s-o acestu. Cu tot cu rigură pentru a dat dar sunt domnul primar, sunt și copii care merg la școală de acolo urc. Bun, bine de spus, bine de știut. Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, vă mulțumim frumos de fapt ședința închisă și să ne revedem bine. Cu speranța că nu ne vom revedea online. Să vă vaccinați, să vă vaccinați. Să vă vaccinați.